Deci este diferență de cost și plus readaptează în România, iarăși bani. Asta e, eu înțeleg pentru ce o introdus ei, dar e complicat pentru noi. Ar fi bine cumva să găsească altă metodă să-i pedepsească pe ăștia care au adus mașini pe seama noastră. Dar nu așa să ferim noi pentru ei. Asta e absurd, cred, nu știu. Ne complic viața. Deci, zicem, ne dau lămuiri gratis, dar fă acolo, pulea puțin și ăștia 180-200 pe lună și ajungi că poți să vă mâiești din banii tăi. Mm-hmm. Și nu mai trebuie, alții așa și fac.